Circ fără bani. Așa arată masa mea de machiaj. Oribilă. Acum ce am venit de la muncă și m-am pus să fac curat peste tot în casă. De obicei, sâmbătă nu e ziua mea de curățenie, dar m-am gândit să fac un pic. Mi-a venit ceva pe poștă de la Yves Rocher. De când am comandat prima dată, îmi tot trimit chestii să mai comand. Și nu știu dacă o să mai comand sau nu, dar am văzut că au niște cadouri faine, un ceas, un set de bijuterii. Dacă aș comanda ceva, aș lua cu intenția unui cadou, că pentru mine nu cred că aș lua nimic. Chiar și pe biroul ăsta la alte e destul de murdar și aici trebuie să fac curat și probabil o să vă arăt un before and after ca să vă dați un pic seama ce ar trebui să fie și ce e. Aici îmi place să filmez, să editez, chiar aici am și background-ul, luminile. Machiajele sunt în partea cealaltă, nu are nicio treabă. Acolo îmi place să merg dimineața să mă aranjez, aici îmi fac toată treaba separat. Și am o pereche de zi. O pereche, o pungă de semințe Rio fără sare. Mie îmi plac mai mult cele cu sare, dar și astea sunt bune. Sunt aduse din România cu celelalte. Sunt cele mai faine semințe de floare soarelui, astea de la Rio și cred că și cele mai ieftine. Tot pe birou ăsta murdar și necioplit. Am și două poze super importante pentru mine. Asta e una cu Andrei și asta era un fel de o chestie digitală. Știu că i-am dat-o lui cadou în 2010. Asta a fost una dintre primele noastre poze împreună. Și nu pot să-i scot bateria ca să-i schimb, că avea și aici și indica și ora și temperatura și mai multe chestii. Iar dincolo mai am o poză, stați să vă arăt. O poză cu Ioana de anul trecut, de când m-am întâlnit cu ea prima dată la București. Am făcut și două poze ca să ne amintim, una să rămână la mine, una la ea. Și am pus-o aici așa într-o chestie DIY și o țin pe biroul ăsta. Am crezut că mi-ajunge numai un pachet de la Douglas ieri, deși am așteptat două. Pe e-mail mi-au scris că doar unul îmi livrează. Mi le-au adus pe amândouă, deci poate nu vă dați seama cât sunt de mari, dar sunt imense. Ăsta, nu știu, e imens. Aici e calendarul advent de la Kills. Și aici sunt cadouri de Crăciun și o chestie, cred că e luată pentru mine, atâta tot. Dar hai să le desfacem totuși împreună. Asta de la Douglas e destul de ușor de deschis. Că... Gigi Hadid. Am comandat multe chestii aici și majoritatea sunt cadouri. Cadou, cadou, cadou. O să fac un clip separat, deci chiar am promis că... Ăsta l-am deschis. Singurul lucru care e pentru mine e ăsta, corector de la MAC și am primit de la ei și ceva cadou. De asta sunt mai curioasă și vreau să desfacem mai repede că mi se gata bateria și trebuie să o pun la încărcat. Le-am deschis normal ei, cei de la Douglas, au scris pe site că nu trimit calendarele advent pentru că sunt huge, sunt mari și trebuie să facă pachete foarte mari. Dar eu acum am comandat calendarul după reduceri, adică tot l-am luat la reducere, dar după Black Friday. Primi niște probe, ceva de la Kills. Și cam așa arată calendarul, sigur, sigur, sigur l-ați văzut, mai ales la fetele din România care l-au primit drept PR. Eu am dat o grămadă de bani pe el și o să-l desfacem azi împreună și pentru ieri. Și pentru astăzi dau un pic mai încolo ca să-mi pun telefonul, bateria l-a încărcat și trebuie să gate făcut curățenie și după aia desfacem împreună. Oh, hello! Nu ne-am văzut azi. Am fost la muncă de dimineață, am ajuns pe la 1 acasă, am făcut curățenie, am primit niște pachete între timp pe care vi le-am arătat și le-am deschis împreună. După aia iarăși curățenie. Ah, și după aia m-am spălat pe cap, da, machiat, adică doar cu rimel, pentru că astăzi nu m-am dat decât cu rimel și un pic de anticearcăn la lucru. Mai sunt și zile din astea când pur și simplu n-am chef să mă trezesc cu 10 minute mai devreme, să-mi dau și cu fond de ten și bronzer și toate alea. Nici măcar nu-mi fac sprâncenele. Dacă ați văzut,
Nu fac deloc sprâncenele, îmi dau doar cu un gel colorat pe ele și cam atât, cam așa plec de acasă. Am noroc că nu am niște sprâncene foarte nașpa, adică forma nu e foarte nașpa, doar că sunt subțirele și asta nu-mi prea place mie mult. Am găsit loc calendarului advent de la Kiehl's, am dat ceva chestii pe acolo la o parte și mă gândeam ca luni, pentru că luni am liber, să încep să decorez casa. Am o grămadă de chestii de decorat, am și în pod, am și în mica noastră de bara. Și toate spuse în cutii și atunci toate chestiile pe care le am acum, toate decorațiunile de acum o să le bag acolo în cutii și pe acelea o să le scot și o să le pun și o să fac aici super, super frumos. Să fie așa atmosferă de Crăciun. Deja am început cu calendarul ăsta de la Chies. Ați zice, mare e, Doamne. Am și aici o foaie cu toate produsele care sunt în el și ce conțin. Dar nu am uitat foarte bine la toate. Am văzut doar că sunt 4 produse în mărimea full size, ceea ce e tare doar din produsele astea îți faci, îți scoți banii de pe calendar, zic eu. În fine, hai să desfacem calendarul Kiehl's și după aceea și ce în bin buzo, nu știu dacă mai face Andrei cu mine, cred că o să fac singură, că nici el nu prea are chef. Suntem așa amândoi azi și să vă arăt locul unde o să fie toate decorațiunile de Crăciun. Acolo sus, în partea asta o să fie făcută ordine și aici o să fie modificat, schimbat tot de Crăciun. Aici jos o să mai fie niște chestii și acolo o să mă scap de pietrele lui Andrei, pentru că el are deja locul lui, stați să vă arăt. El are deja vitrina asta super frumoasă care e aici lângă biroul meu, se deschide așa și cam asta e pasiunea lui. În România are mai, nu știu, 400-500 de bucăți. Le tot strânge, le colecționează. Asta face de 8 ani de zile. Da. Ceea ce e tare la asta Kiehl's e că am descoperit că în spate e așa decupat și poți să-l pui cu suport direct. Și are și găurele dacă vrei cumva să-l agăți undeva. Totuși, hai să caut numărul 1. Că aici. Asta, numărul 1, am văzut că e un produs întreg. De-aș putea cu o mână. Vă zic sincer că n-am reușit cu o mână, așa că... Up! Ce avem aici? Avem un Kiehl's Lip Balm. Deci un balsam de buze. Sunt curioasă cum se aplică. Cred că le iei pe deget și după stai. Tare. O să vă anunț cum e. Deci asta am deschis pentru ieri și acum trebuie să căutăm doiul aici. Să deschid pentru azi. Vai, de ce extrem de greu de deschis și cu două mâini mă chinui. Pe bune. Aici avem un card cu care să mă duc la magazinul Kiehl's și să-mi revendic poșetuța asta mică, porfart, mai exact. Nu știu cât de mare e, presupun că e unul destul de micuț. Are cod de bare pe spate, deci tare. Sper să mai fie când o să merg eu să-l iau. Că tot sunt la subiect, o să caut și numărul 2 de la Bim Buzo și o să-l mănânc singură. Una, dar nu-mi dau seama sincer ce e. Poate să fie pește mur sau smoothie cu căpșuni și banane sau vomă sau pierzică. Pentru că arată cam la fel. Vedeți astea cu astea. Ok, eu mănânc până la capăt. E bună. Dar nu știu de ce. Peach. E peach. Na, că nici bine nu m-am bucurat ieri de tripod și mi s-a și rupt. Și am mai dat și 15 euro pe el. De ce?
O să merg acum la bucătărie să mănânc ceva, pentru că mi-e foame. Andrei nu mă însoțește, că am mâncat deja. Wow, aici îmi lumină mai bună decât în cameră. E tare pentru că bucătăria e exact la drum și dormitorul e în partea cealaltă și nu am atâta lumină. Oricum stăm la, nu la parter, un nivel de desubt. Și deși sunt geamurile mari, chiar sunt geamuri mari, poate mai mari decât cele normale, nu avem lumină și asta pe mine mă deranjează și mă deprimă și mă enervează. Că nu avem lumină în casă și vrem de mult să ne mutăm de aici, dar nu ne-am mai hotărât, nu ne-am mai găsit. E un pic dificil, e un pic ciudat. A mai rămas o grămadă de carne de ieri, mi-am prăjit două fele mici de pâine și mănânc, cred că, cu ketchup și muștar. Foarte, foarte bună carnea asta. La cumpărături și îmi place maxim cum stă părul, are atât de mult volum, mereu are așa mult volum după ce mă spăl pe cap și stă destul de bine, zici că l-am aranjat, dar nu l-am aranjat deloc, pur și simplu l-am muscat și acum plec. Încă e lumină afară, e 4 și ceva după masa. Andrei mă așteaptă acolo departe cu mașina și e destul de frig. Apropo, mi-am luat și cizmulițele cele noi, astăzi sunt așa de comode și de călduroase, vai, sunt superbe. Ne uităm de seara la un film. De ce? Caut-i unul. Așa-s de nervoasă că mi s-a rupt tripodul ăla. Dar mai stă, mai stă și în două, doar că al treilea s-a dus naiba. Și cred că o să fac o reclamație la firma respectivă. Am luat niște sushi și dacă am vrea și eu să mănânc, dar sunt cam plină, că am mai băgat și niște biscuiți Oreo. Dar cred că o să mănânc unul. Pune-mi, te rog, niște din ala de soia. Pe asta. Cu ce se minte sarea de susan negru? Îmi pleacă astea cu somon tare. Noi cumpărăm foarte des și somon afumat. E foarte bun, ne place. Cred că aici se va încheia și vlogul de astăzi. Nu am prea filmat afară pentru că nu am ieșit și mi s-a gătat bateria exact în magazin. Am vrut să mai filmez câteva chestii ce am luat și așa. Mi s-a terminat bateria. Iarăși, pentru că n-am încărcat-o bine de prima dată. Iar acum o să mă pun să editez vlogul. Și mă bucur că mi-au ajuns și comenzile astăzi, deci chiar l-am așteptat super tare. Mâine sunt iarăși la muncă, chiar dacă e duminică, nu contează. Eu lucrez și weekendurile. De foarte multe ori, într-o lună am lucrat 3 weekenduri din 5, așa picat, dar 3 weekenduri am lucrat. Lucrez și weekendul ăsta și cel care vine, după aceea am unul liber. De fapt, după aceea am concediu, 10 zile. Cred că vă las. Îmi pun să-mi caut un film și să sparg o sămânță și ne vedem mâine, maniana. Mua! Noapte bună! Ciao!